Din această perspectivă, citiți cronicile scrise despre filmele dumneavoastră și explicitarea acestei întrebări este... și eu în școală eram întotdeauna mirat despre comentariile care se făceau pe diverse opere literare și mă întrebam dacă ce-or zice autorii, de ce ne spun nouă profesorii că ei au vrut de fapt să spună într-o poezie, de exemplu. Da. Sunteți înțeles de cronicari, de public, din ce vedeți decodat în diverse review-uri? Da, de unii da, de alții nu. E mișto povestea asta cu școala, că țin minte, în poezia Belșug, poetul a vrut să spună că... Există o formulă. Aș fi vrut să stau de vorbă cu poetul, să-l confrunt. Da, dar e chestia asta că a vrut să spună că... Eu sunt destul de carteziană și am avut și probleme cu limba română în școală și eu vorbesc o română cât de cât corectă, pentru că în casă la mine se vorbea corect, dar era foarte prost la gramatică și la... Foarte prost, n-am înțeles niciodată gramatica. Bun, și povestea asta cu poetul a vrut să spună că, în mintea mea, dădea altceva, dădea, păi dacă a vrut să spună, de ce n-a spus-o? Și atunci am o problemă cu chestia asta. Traducere din asta lineară, habar n-am, ieșită dintr-un creier de milițian, no offense, asta m-a iritat. Acum, în ceea ce privește filmele pe care le fac, eu m-am gândit la un moment dat la o chestie, am căutat să găsesc un răspuns. Era o întrebare care mă sâcâia. Și întrebarea asta care mă sâcâia, am întâlnit-o și la într-un interviu cu Sabato, un volum publicat, un titlu complet tâmpit, între scris și sânge, la începutul anilor 90. Și Sabato este întrebat, poate arta sau literatura, nu mai știu exact, să-l facă pe om mai bun, și el spune, și-a un răspuns foarte deștept, și spune, acum 2000 de ani a existat un om care făcea miracole și oamenii n-au devenit mai buni. Deci ce poate face arta și literatura, ce pot face arta și literatura pe lângă? Și mi s-a părut un răspuns foarte bun. În același timp, asta m-a pus pe gânduri, pentru că eu nu cred că lucrurile se nasc aici sub soare în mod întâmplător. Eu cred că toate au un sens. Nu apar, nu cred în hazard, nu cred în coincidență, și asta e bullshit. Coincidență și hazard se numesc lucrurile pentru care noi nu avem explicație, punct. Restul e literatură. Și singurul răspuns pe care l-am găsit este că, de fapt, arta și literatura nu-l face pe omul rău, bun. Ce pot face ele, însă, și ceea ce fac, sper că fac, este să păstreze cât de cât, să conserve ce, bunul care există. Accentuează predispoziția. Dezvoltă o sămânță care trebuie să existe deja, a priori. Nu, e nici asta nu cred. Nici nu știu. Cred că lucrurile sunt mult mai complicate. Și oricum am, de fiecare dată, atunci când vorbesc despre lucruri atât de serioase, tendința mea e să simplific. Cred că ceea ce pot face și ceea ce fac cu adevărat arta și literatura și filmul și etc. este să îi confirme, să le confirme celor buni, și aici este o lungă discuție ce înseamnă bun, că nu sunt singuri. Că nu sunt singuri, pentru că vin ca niște răspunsuri, pentru că ajungi la un soi de însingurare și de izolare și o teribilă alienare, pentru că lucrurile în jurul tău se întâmplă altfel, nu așa cum gândești tu că ele ar trebui să se întâmple. Și atunci apar niște semnale. Din lumea exterioară apar niște cărți cu care tu te întâlnești, dacă te întâlnești, și atunci vezi, găsești acolo confirmarea faptului că nu te-ai tâmpit sau că nu ai greșit atunci când spuneai habar n-am. Și cred că de asta există, nu s-au născut întâmplător, s-au născut dintr-o necesitate. Și din punctul meu de vedere, ați trecut de două ori pe lângă o carieră în pictură.
odată respins de sistem prin faptul că a scăzut primul sub linie la Tonița și a doua oară prin proprie opțiune, când după ce v-ați dus la Geneva la Școala Superioară de Arte și Literatură, ați ales după un prim an de studiu al picturii să mergeți pe film. V-a împăcat opțiunea din anii 90 versus eșecul din anii 80? V-a acrit? În ce măsură ați rămas în continuare un observator, un consumator de artă plastică și, de ce nu, poate ne faceți o confidență, un pictor de sertar, nu știu dacă există termenul. Un pictor de dulap. De dulap. Nu știu ce să spun. Habar n-am ce să spun. Da, v-a dat o satisfacție faptul că ați respins pictura după ce ea v-a respins pe dumneavoastră? Vorbesc de sisteme aici. Da. De ce după un an de pictură la Geneva a zis nu mai vreau să studiez asta, vreau film? Ați vrut să puneți voce imaginilor? Nu, mișcare? Nu. E mult mai frivol. Am vrut să am o meserie. care să fie cumva recunoscută de către ceilalți. Cred că a fost nevoia de statut, identitate. Pictorii sunt niște ciudățeni. Regizorii sunt oameni mai serioși, pare să. Am ales să trec la regie pentru că mă interesa să învăț ceva. În pictură, nu mai avea ce să învăț. Dar nu pentru că le știam pe toate, ci pentru că vine un moment când trebuie să te rupi de școală și vei continua să înveți lucrând. Dar la tine, în atelier. Nu mai puteam sta în școala aia. Adică nu mai puteam. Patinam. După primul an deja patinam. Acum, eu când am căzut la Tonița la 14 ani, timp de 3 ani n-am mai pus mâna pe creion. Eu am fost salvat din povestea asta de către Matei, pe care l-am cunoscut după acești 3 ani de pauză și care era elev la Tonița, Matei Șerban Sandu, și care mi-a rămas prieten. Și el m-a ajutat să ies din groapa asta și să reîncep să pictez. Dar timp de 3 ani n-am mai pus mâna pe creion. Ceea ce s-a întâmplat însă este că am păstrat legătura cu... dar prin cărți. Legătura cu pictura a continuat, dar prin cărți. Și am citit foarte mult, foarte mult, foarte mult. Și am mers până într-acolo încât, la un moment dat, m-am gândit să dau la istoria artelor. Urmând tradiția cumva, nu? Care spune așa, nu știu ce, orice critic de artă este un pictor ratat. Sau... instinctiv m-am dus într-acolo. Îmi pierdusem foarte mult încrederea. Și Matei m-a salvat, m-a scos din groapa asta. Mai târziu la Geneva, ceea ce m-a făcut să aleg regia a fost, da, în primul rând curiozitatea, pentru că îmi plăceau filmele. Nu am fost un cinefil și nici acum nu sunt cinefil. Am descoperit cinematograful, filmul care m-a făcut așa să-mi pun întrebări în legătură cu ce e cinemaul, poate că este la modul serios, este Îngerul Exterminator al lui Buñuel, pe care l-am văzut prin 84, cred, atunci când am fost cu Raluca și Matei la cinematecă. Ei erau consumatori de filme la cinematecă și ei m-au invitat. Nu știam cine e Buñuel. Și filmul ăla m-a destabilizat, m-a aruncat de pe șine. Apoi au venit altele și altele. Și la Geneva, după primul an de pictură la această școală superioară de arte vizuale, am zis, trebuie să învăț ceva totuși. Și am zis, de ce nu film? Și atunci a trebuit să fac un film, pentru că la admitere asta se cerea. Trebuia să faci un film, trebuia să fii cu tot dosarul, scenariul, nu știu ce, și să susții filmul în fața unei comisii. Lucru greu de făcut, pentru că erau o mulțime de lucruri care lipseau. Nu știam, nu cunoșteam terminologie și așa. Și în ziua de azi, dacă filmul este soția, să-i spunem, pictura este amanta, mai există în viața noastră sau nu? Există, din păcate, după ultima dată când am pictat a fost imediat după ce am terminat de filmat Marfa și Balii. Și de atunci am pus-o în cuic. Cumva sunt 12 ani. N-am mai putut să mă întorc, pentru că nu e vorba doar de timp fizic, e vorba de timp psihologic, să zic așa. Întoarcerea la atelier presupune un timp de petrecut acolo. Poate chiar fără să pui mâna pe creion, dar trebuie să stai în mintea ta,
Da. Iar în cazul meu este vorba de o, efectiv de o resuscitare, adică trebuie să intru într-un, mai întâi într-un soi de terapie intensivă pentru ca apoi să mă apuc să desenez, să pictez. Am stat... E un alt mod de a gândi lumea. Pictura înseamnă altceva și, și înseamnă un lucru despre care tot mai puțin oameni știu ce înseamnă.